έτσι μια τερόχη. Знаю, он дома во прийти. Там спуск гнда кучел гебос, сапорница афле пе унди ва вини краю лазина флорилор, дин пояна фермекат. S-a dus el la casă cepei și spuse: ceasul și locul pe unde are să vină craiul e știut. Dacă vrei să fii craiasă, n-ai decât să faci ce ți-am spus, i-a zis el. Ceapa nu stătu mult pe gânduri și pornim fugă spre ciuperca aceea cu picăsele roșii. Se uită de câteva ori în jur, apoi sări drept pe acoperiș. Acolo zări o fereastră mică, cât o picătură de rouă. O deschise și turnă prin ea, dintr-o cupă, o aromă îmbătătoare. Florele adormiră, unele cu acolo în mână, altele cu foarfecele în pânză subțire de mătasă. Ba, mereazma a trecut și neatacul zimei, adormind-o și pe ea. Ceapa deschise ușa și, neavând vreme să aleagă rochia de mereasă, le luă pe toate în brațe, apoi porni cu ele spre locul unde o aștepta gândacul cel ghebos. Îmbrăcă rochia de mereasă și se așeză pe o ghendă, așteptând să vină mirele, să o ia drept aleasa lui. Din pricina unui copac răsturnat, mirele trecuse pe altă potecă și se afla acum în ciupercă aceea cu picățele roșii. Văzând craiul cel vestit că florile și zâna dorm duse, isteț cum era, își închipui că nu-i lucru curat la mijloc. Nu pierdu vremea, scoase o cupă din buzunar și, răsturnând-o, casa zâinei se umplu de o mereasmă plăcută. Și pe dată florile și zâna deschiseră ochii. Nu mică le-a fost mirarea, văzând mirele sosit, iar gătelele de nuntă, nicăieri. Cine le furase? Bănuielele căzură asupra cepii. Porniră cu toții s-o prindă. Și era o larmă prin pădure atât de mare, încât auzi și gândacul cel ghebos și ceapa. Ceapa, cum era iute de picior, o luă la fugă, dar ca să nu încurce rochiile druștelor, prindea-l îmbrăca repede una peste alta din fugă. Când e sfârșit de îmbrăcat, își dădu seama că nu poate merge atât de repede. Glasurile florilor se auzeau din ce în ce mai aproape. Gândacul cel ghebos se ascunse după un frunze de brusturi și tăcea tipic. N-a fost greu să-i dea de urma cepei. Încercară cu toatele să-i scoată rochiile, dar nu fu cu putință. Zâna, supărat foc de purtarea cepii, o apăsă cu palmele pe cap până o băgă în pământ de-a binelea. Aici să rămâi și să nu te mai poți mișca din loc câte zile vei avea. După aceea, alaiul de nuntă plecă în împărăția craiului cel viteaz. Ceapa a rămas singură în poiană, înfiptă în pământ. De ciudă, începu să plângă. Și plânse, și plânse, până ce lacrimile-i udară toate rochiile. Și rochiile îi se umflară pe corp. Iar celelalte flori cântau și se veseleau la nunta zâinei lor. Și ce știi, poate și acum mai chefuiesc. Povestea despre aceasta nu spune nimic. Atât doar știu că nimeni nu e în stare să nimicească florile. Nimic nu e mai frumos pe lume ca florile. De aceea fiecare le sădește, le îngrijește și le dăruie prietenilor. Îți plac și ție florile, nu-i așa? Dar povestea ți-a plăcut? Hai, închide ochișorii și dorme.